Bine ați revenit! Întrebarea la care voi da răspunsul este legată de cantitatea de apă dintr-o sticlă. Să o mai auzim o dată. Avem o sticlă de un litru cu dop, în care distanța de la fundul sticlei la dop este de 24 de centimetri, așa cum vedeți în desen. Turnăm apă în sticlă și măsurăm înălțimea coloanei de apă. Găsim 15 centimetri. Punem dopul, întoarcem sticla cu dopul în jos și măsurăm iar înălțimea coloanei de apă și de data asta găsim 19 centimetri. Întrebarea este câtă apă conține sticla. V-am spus că există o metodă pentru a găsi răspunsul care are legătură cu fizica. Și această metodă pleacă de la observația că în sticlă nu avem doar apă, avem și aer. Și pentru că sticla e închisă, are un dop, cantitățile de aer și de apă nu se schimbă atunci când întoarcem sticla cu gura în jos. De asemenea, știm că volumul apei plus volumul aerului este un litru, deoarece volumul total al sticlei este un litru. Când sticla este în poziție normală, avem o coloană de apă de 15 cm, care se găsește toată, așa cum ne arată desenul, în zona cilindrică a sticlei. Când întoarcem sticla cu gura în jos, avem o coloană de aer de 5 cm, pentru că distanța totală de la fundul sticlei la dop este 24 de cm, din care apa ocupă 19 și 24 minus 19 înseamnă 5. Această coloană de aer cu înălțimea de 5 cm se găsește toată, din nou se vede în desen, în porțiunea cilindrică. Deci știm că în porțiunea cilindrică apa ocupă 15 cm, iar aerul 5 cm, adică în total 20 de cm. Asta înseamnă că dacă sticla ar fi cilindrică pe toată lungimea ei, ca în acest desen, și ar avea volumul tot un litru, ar avea înălțimea de doar 20 de centimetri și în ea am avea 15 centimetri de apă și 5 centimetri de aer. Dar dacă sticla este cilindrică pe toată lungimea ei, înseamnă că volumul ocupat de apă este proporțional cu lungimea coloanei de apă. Și dacă din 20 de centimetri apa ocupă 15, înseamnă că apa ocupă 3 sferturi din volumul sticlei, adică 750 de mililitri sau 750 de centimetri cub este același lucru. Acesta este răspunsul corect. Și acum o metodă care nu face apel la fizică. Să numim înălțimea totală pe care o poate ocupa apa în sticlă, cea de 24 de centimetri, înălțime utilă. Ea este înălțimea pentru care volumul apei ar fi un litru. Apropo, mai de mult, unele sticle aveau o linie care arăta până unde trebuie umplută sticla pentru ca lichidul din ea să aibă exact volumul scris pe sticlă. Dar să ne întoarcem la sticla noastră. Dacă atunci când sticla este cu gura în jos, lungimea coloanei de apă este 19 cm în loc de 15 cm, înseamnă că diferența de 4 cm, 19 minus 15, apare din cauza volumului exterior gâtului sticlei, cel pe care apa nu-l poate ocupa, marcat cu roșu în acest desen. Cu alte cuvinte, dacă sticla n-ar avea gât, ci ar fi cilindrică pe toată lungimea ei, ea ar avea înălțimea utilă cu 4 cm mai mică, adică 24 minus 4, 20 de centimetri. Iar mai departe, raționamentul este același cu cel pe care l-am făcut deja când am descris prima metodă. Închei prin a vă prezenta observațiile domnului Dumitru Antonie, deoarece sunt cât se poate de pertinente, așa că îi mulțumesc pentru ele. Metodele pe care le-am descris pot fi folosite doar dacă sunt respectate trei condiții. Prima, sticla trebuie să aibă o porțiune cilindrică. 2. Apa din sticlă trebuie să încapă toată
când sticla e cu gura în sus, în porțiunea cilindrică. Și 3. Aerul trebuie să încapă tot când sticla este cu gura în jos, în porțiunea cilindrică. Adică, pe scurt, nici prea multă, dar nici prea puțină apă. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, metodele descrise nu mai sunt adecvate, nu ne mai dau rezultatul corect. Întrebarea 142, adică cea care urmează, va fi încă una de vacanță, pentru că aparține domeniului numit matematică distractivă. Știu că pentru unii pare greu de crezut că matematica poate fi distractivă, poate că încercând să dea răspunsul la întrebarea de azi, își vor schimba părerea. Va fi ușor de rezolvat pentru unii, distractiv pentru alții, dar mi-e teamă că pentru cei care nu vor încerca o abordare logică, matematica distractivă se va transforma în matematică destructivă. În matematica distractivă există noțiunea de pătrat magic. Un astfel de pătrat este împărțit în grile de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 și așa mai departe, care conțin numere în fiecare pătrățel și au proprietatea, măcar această proprietate, pentru că pot fi impuse și alte condiții, că suma numerelor de pe oricare șir, de pe oricare coloană, de pe oricare diagonală, este aceeași. Vă prezint aici un astfel de pătrat magic de 3x3 cu suma 15, puteți foarte ușor verifica pe fiecare șir, pe fiecare coloană, pe fiecare diagonală. Avem câte 3 numere și dacă le adunăm, obținem de fiecare dată 15. Acest pătrat respectă încă 2 condiții, și anume folosește numere consecutive și numerele apar fiecare o singură dată. Un pătrat magic care nu respectă decât cerința de bază, aceea de a avea suma constantă pe linii coloane și diagonale, se găsește pe una din fațadele faimoasei catedrale Sagrada Familia din Barcelona, cea proiectată de celebrul arhitect Antoni Gaudí. Construcția ei a început în anul 1882, deci acum 141 de ani, și va fi terminată, dacă totul merge bine, înainte sau cel târziu în 2030. După cum puteți ușor calcula, suma numerelor de pe oricare coloană, oricare rând și oricare diagonală este 33, vârsta la care, conform tradiției creștine, a fost crucificat Hristos. Suma aceeași pe care o obținem când adunăm numerele de pe liniile, coloanele sau diagonalele unui pătrat magic se numește constanta magică. Deși acest pătrat nu respectă decât cerința de bază, numerele din acest pătrat au o altă proprietate interesantă. Pot fi aranjate în foarte multe combinații, 310 în total, pentru a obține pătrate magice cu aceeași constantă, 33. Pătratul magic de pe fațada celebrei Sagrada Familia conține 16 numere, este deci împărțit în 4 rânduri și 4 coloane. Eu vă voi provoca să găsiți un pătrat cu doar 3 rânduri și 3 coloane, deci un pătrat de 3x3, dar nu vă grăbiți să trageți concluzia că va fi ușor, pentru că are doar 9 numere. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească numerele din acest pătrat sunt următoarele. Cele 9 numere trebuie să fie numere naturale, adică numere întregi pozitive, și să apară fiecare o singură dată. Iar condiția pe care trebuie să o îndeplinească pătratul este ca produsul, atenție, produsul, nu suma numerelor de pe oricare șir, coloană și oricare diagonală să fie același. Pentru a vă ajuta, vă spun că un pătrat magic cu sumă constantă, cum este cel pe care vi l-am arătat,
vă poate ajuta mult să găsiți un pătrat cu produsul constant. Deci acest pătrat, deși are suma numerelor constantă, nu produsul lor, vă poate totuși ajuta să găsiți un pătrat de 3x3 cu produsul constant, pătratul care ne interesează pe noi. Mai rămâne doar să ne vină ideea cum. Dacă aveți nelămuriri sau aveți nevoie de ajutor, vă rog să scrieți în comentarii sau la adresa de e-mail pe care o vedeți. Aștept cu nerăbdare comentariile și răspunsurile voastre. Succes pe săptămâna viitoare!